Antonie cel Mare, semnele, spune el, după care se cunoaște un suflet rațional și virtuos, sunt privirea, mersul, glasul, râsul, ocupațiile și întâlnirile cu oamenii. Perhaps the most enigmatic personality among these artist pioneers was a Romanian, Constantin Brancusi. Șurubul de teasc. El mi-a dat ideea coloanei fără sfârșit. Păi eu așa-i zic, coloana fără sfârșit. Cineva a măsurat-o. Altcineva spune că reprezintă simbolic anul în care țara noastră a intrat în război. Eu... Ea este simplu... Un proiect de coloană care, mărită, ar putea sprijini bolta cerească. Trebuie să încerci necontenit să urci foarte sus, dacă vrei să poți să vezi foarte departe. Iar a vedea îndepărtare e ceva. Însă ajunge acolo, e cu totul altceva. Sunt imbecili cei care spun despre lucrările mele că ar fi abstracte. Când am făcut masa, am făcut-o pentru cei care, la fel de osteniți de muncă, sunt la fel de înfometați. Auzi, dumneata, masa tăcerii. Arta trebuie să apropie, iar nu să depărteze. Să umple, iar nu să sape prăpăstii în bietele noastre spirite și așa destul de răscolite de întrebări. În artă nu trebuie să existe străini. Eu am făcut piatra să cânt. Brancusi studied at the School of Fine Arts in Bucharest before setting off for Paris on foot. He arrived in 1904 and met Rodin, whose Balzac
Brancusi considered the first modern sculpture. Turning down Rodin's invitation to serve as his apprentice, Brancusi said, "Nothing grows well in the shadow of a great tree." Între tăceri, Brâncuș a ales-o pe cea mai adâncă, mai grăitoare decât toate, tăcerea omului și ascultat-o. A tăcea tăcere, ce lung infinitiv! Dar, din tăcerea aceasta, ținând fie de istorie, fie de gramatica românească, el, Brâncuș, avea să facă un monument universal. Universal? Da, la propriu universal, adică plin de înțeles pentru oricine. O catedrală nu este așa. O piramidă nu este așa. Dacă, ducând gândul până la capăt, îți închipui o ființă extraterestră venind să ne vadă, atunci nu-i poți arăta o catedrală, nici o piramidă, fără să-i dai explicații. Stai să vezi ce au vrut oamenii, ea îi spune. Dar în fața mesei tăcerii ai spune doar: stai și vezi. Dacă vin două fete să afle ceva despre textul unei existențe, le voi pune să planteze un răsat cu flori, cum vor vroi ele, în fața casei. Nu mă aflu în casa mea, dar sunt ca și în casa mea, care e și a altora. Ce bucurie non-posesiunea! Una din încântările vieții este să ai proprietate fără posesiune. Problema ultima a filozofiei este ființa, încercarea de a intra în ființă, fiind activă mai peste tot. Știți de ce cred asta? Pentru că, așa cum spunea un medieval, ființa nu este, până la urmă, cea desăvârșită. Este numai iubirea ei. Oriunde este iubire, de la dragostea între oameni și dragostea către copil, până la dragostea către un gând și către un sens, peste tot este și ființă. Când iubești, nu te întrebi ce este pe lume.